Salutare, dragilor! Astăzi gătim o rețetă de post și anume ghebe congelate cu mămăliguță și un mujdei de usturoi cu nucă măcinată. Așadar, avem aici o punguță cam de 500 de grame de ghebe culese astă toamnă de Mamaia. Vă las link-ul în descriere cu Mamaia care a cules ghebe. Am mai pregătit 4-5 căței de usturoi, o ceapă, un pic de ulei, sare și piper. O rețetă foarte simplă care se face în maxim jumătate de oră. Ghebele au fost fierte și apoi înghețate. Le-am lăsat în frigider să se dezghețe peste noapte, iar acum pregătim această rețetă simplă, de post, foarte delicioasă. Așa că vă recomand, dacă aveți ghebe toamna, să puneți și la congelat. Cu siguranță vor fi un deliciu în post, mai ales. Am tocat ceapa și un cățel de usturoi. Punem ulei, puțin ulei, într-o tigaie la încins. Iar când se va înfierbânta uleiul, vom adăuga cățelul de usturoi. Vrem să se aromeze un pic uleiul. Așa că lăsăm un minut. După un minut adăugăm și ceapa. Focul să fie mediu. Nu vrem să se ardă nici usturoiul, nici ceapa. Mediu spre mic și lăsăm să se călească un pic. 2 minute, 3 maxim. Nu vrem să fie ars. Ghebele sunt pregătite, așa că le vom adăuga în tigaie și le vom lăsa la prăjit. Nu uitați, dacă vreți să vă uitați la video cu Mamaia noastră, care a găsit ghebe în spatele casei, astă toamnă, vă las în descrierea videoclipului linkul cu video. Acoperim tigaia și din când în când mai amestecăm. Nu uităm să punem și un pic de sare. Nici o mâncare fără sare. Depinde de gust, dar e bine să punem mai puțin. Dacă ne mai trebuie, vom mai adăuga. Între timp, să pregătim un mujdei de usturoi. Altfel. Pentru început vom pisa căței de usturoi. 3-4 căței de usturoi cu un pic de sare și cu o linguriță frecăm usturoiul. De ce spun că este altfel această rețetă? Deoarece am aflat de la Mamaia că este bun să punem și nucă în mujdeiul de usturoi. Sincer, nu mai auzisem de așa ceva până acum o lună de zile, dar se pare că n-are ce să fie rău. Adăugăm o lingură de ulei și amestecăm bine, bine. Nucile au proprietăți foarte bune, la fel și usturoiul. Vom adăuga un pic de apă, cât să-l mai diluăm, dar nu foarte mult. Vrem să rămână o pastă cât de cât groasă. Încercați!
este ceva gustos. Între timp ne mai uităm și la ghebele noastre, care stau frumușele în tigaie și se călesc. Amestecăm din când în când, având grijă să scadă toată apa, astfel încât ele să se prăjească. Nu uitați să le acoperiți, altfel vă treziți cu ele pe pereți. Adăugăm și un pic de piper, dacă vă place, nu este obligatoriu. Încă puțin și ghebele noastre sunt gata. Nu vă speriați, în jumătate de oră, maxim, ele sunt făcute. Mai ales că au fost fierte înainte, dar e bine totuși să le gustați. Am pregătit și o mămăligă între timp. Ia uitați ce abur iese, atât din mămăligă cât și din ghebele noastre. Nu ne rămâne decât să tăiem. Mămăliguța, să o punem lângă ghebe. Și un pic de usturoi. Și este un deliciu. Priviți cum arată această mâncare simplă. Delicioasă, vă asigur. Sper să încercați. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Mulțumim de vizionare! Poftă bună!